13. Dacă Seldon avea îndoieli referitoare la eficacitatea planului său, dacă se temea că va declanșa precipitarea evenimentelor într-o direcție iremediabil greșită, dacă era copleșit de îndoială în privința încrederii pe care trebuia să-i o acorde lui Regi, despre care nu știa dacă își va îndeplini așa cum trebuie misiunea, în schimb nu avea nicio îndoială, niciuna, referitoare la modul în care va reacționa Dors atunci când o va pune în fața faptului împlinit. Și se poate spune că nu s-a înșelat. Ba da, într-un fel s-a înșelat totuși, pentru că Dors nu a ridicat vocea cuprinsă de groază, așa cum se gândise el că va face, pregătindu-se să o înfrunte. Dar de unde era el să știe? Ea nu era ca celelalte femei și nu o văzuse niciodată cu adevărat mânioasă. Probabil că așa era felul ei. Avea ochi de gheață și în vocea joasă simți o dezamăgire amară. L-ai trimis în dal? Singur? Calm, ca un interogatoriu. Auzindu-i vocea calmă, Seldon fu cuprins de un fior. Apoi spuse ferm. Trebuia. Era obligatoriu. Fă-mă să înțeleg. L-ai trimis în bârlogul hoților, în spelunca aia plină de asasini, în locul ăla care adună tot ce este criminal pe lume? Dors, mă enervez când te aud vorbind astfel. Numai un bigot ar folosi stereotipurile astea. Neci că Dal ar fi cum l-am descris? Bineînțeles. În Dal există criminali și derbedei. Știu asta foarte bine. Amândoi știm. Dar nu toți oamenii din Dal sunt așa. Criminali și derbedei există în toate sectoarele, chiar și în sectorul imperial, chiar și în Striling. Dar nu tot atât de mulți, nu-i așa? Unul nu este egal cu 10. Deși în toate lumile există criminali, Dal este printre cele mai rele. Ai computerul. Verifică statisticile. Nu e cazul. Dal este cel mai sărac sector de pe Trantor și există o corelație strânsă între sărăcie, mizerie și crimă. Îți garantez. Îmi garantezi. Și l-ai trimis singur? Puteai să fi plecat tu cu el sau să mă fi trimis pe mine sau să fi rugat câțiva colegi să-l însoțească. Niciunul nu ar fi avut ceva împotrivă să întrerupă puțin cursurile, sunt sigură. Misiunea în care l-am trimis cere ca el să fie singur. Ce misiune? Dar Seldon se cufundă în tăcere încăpățânat. Aici am ajuns? Spuse Dors. Nu mai ai încredere în mine? Este un joc. Nu îndrăznesc să mai las și pe altcineva în afară de mine să-și asume riscul. Nu te pot implica pe tine sau pe altcineva. Dar nu tu ți asumi riscul, ci sărmanul Reici. Nu-și asumă niciun risc, spuse iritat Seldon. Are 20 de ani, e tânăr, viguros și tare ca un copac. Și nu mă refer la puieții pe care i-avem aici în sera de pe Trantor. Mă refer la un copac solid și sănătos din pădurile heliconiene. În plus, este Twister, spre deosebire de dacliți. Tu și twistul tău, spuse Dors, fără a muia vreun pic atitudinea rece. Crezi că soluționează totul. Dacliții poartă cuțite, toți. Și blastere. Sunt sigură. Despre blastere nu știu ce să spun. Legile sunt foarte stricte în privința lor. Cât despre cuțite, sunt sigur că și Reici poartă unul. Poartă cuțit chiar și aici, în campus unde legile îi interzic cu desăvârșire. Crezi că o să renunțe la el în Dal? Dors nu mai spuse nimic. Seldon tăcu și el câteva minute, apoi decise că venise vremea să o mai îmbuneze. Uite ce e, spuse el. Am să-ți dezvălui ceva. Sper că se va întâlni cu Joranum, care în curând va vizita sectorul Dal. Mai mult nu-ți spun. Da? Și ce te aștept să facă Reici? Să-l umple de regrete amare pentru că duce o politică necinstită și să-l trimită înapoi în Mycogen? Ei, fii serioasă. Dacă adopți atitudinea asta sarcastică, nu mai are rost să discutăm. Își mută privirea de la ea prin fereastră, fixând cerul gri albăstrui de sub cupolă. Mă aștept de la el... Și vocea sa tremură o clipă. Să salveze Imperiul. Ei, asta da. E o chestie mult mai simplă. Vocea lui Seldon se aspri. Asta aștept de la el. Tu nu ai nicio soluție. Nici Demerzel nu are. El n-a spus decât că soluția trebuie să o găsesc eu. Asta mă chinui să obțin și am nevoie de Reici în Dal. De altfel, știi că are darul de a inspira încredere. Cu noi a reușit. Sunt sigur că va reuși și cu Joranum. Dacă am dreptate, totul va fi bine. Dors mări puțin ochii. Acum ai de gând să-mi spui că ai fost îndrumat de psihoistorie? Nu, n-am să te mint. N-am ajuns în stadiul în care psihoistoria ne poate ajuta în vreun fel, dar Hugo vorbește mereu de intuiție și uite că și eu am intuiție. Intuiție. Ce e aia? Definește-o. Simplu. Intuiția este arta, specifică minții umane, de a găsi răspunsul corect plecând de la informații incomplete sau chiar false. Și tu ai găsit răspunsul. Da, spuse Seldon cu o convingere fermă. Dar în sinea sa era atacat de gânduri pe care nu i le putea împărtăși lui Dors. Dacă Reici și-a pierdut farmecul personal, sau mai rău, dacă va conștientiza mult prea puternic faptul că este daclit,